Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru părinți. Alături de mine a venit pentru prima oară Bogdan Ion, psihoterapeut de la Viața cu Sens. Îmi place super mult Bogdan cu da. sună asta, Viața cu Sens. Bine ai Salutare venit, tuturor! Și să știi că atunci când am invitații de sex masculin, sunt super curioasă atunci când abordăm teme. Legate de uh, copii. Exact. Iar Tema de astăzi este următoarea. Fii atent, ești pregătit? Da. Metode de a petrece timp de calitate între părinți și bebeluși, de la naștere până la un an. Pam-pam! Da. Pam. Pam, pam. Și acum deci, stau pe tine cu alăptatul, cu schimbatul cu... Serios, serios, serios Pentru că uh, majoritatea bărbaților Pe care îi cunosc uh, Au o, o teamă da, Nu numai teamă, aproape că se gândesc Au, oh, dar e vreo treabă pentru noi aici Da, exact <laughs> deci, Așa se gândesc toată viața, credem. mă <laughs> da numai că ideea este că toată lumea amână, toată lumea amână. zice nu, acum este treaba mamei și după aia vine treaba tatălui sau însă, e prea mic sau da. ia-l tu, ia tu acum că uite, nu știu ce să dincolo de, să spunem fofilare, pentru că hai să recunoaștem că mai există și <laughs> de acest lucru pe... de voi, da, da. Da. Da, există, <laughs> exact. însă părerea, cum să spun, neconformă cu realitatea că nu ai un rol în viața copilului atâta timp cât el nu-și amintește de lucruri, pentru că nu tată, rolul tatălui vine de la un moment eu vă spun, dragi tătici Următorul și mici, lucru. Dragi, dici și mami, adică da, da, adică că există nu numai un rol al tatălui, e, e, ca, să, ca rolurile tatălui de mai târziu să fie funcționale, ca el să-și atingă obiectivele și să poată să fie prezent în viața copilului, faptul de a exista ancorajul inițial care se întâmplă de la, să spunem așa, din burta mamicii uh -huh. și până la un an. Este foarte important. De ce? Pentru că chiar dacă nu-și amintește copilul conștient, faptul de a fi fost conectat cu mirosul tatălui, cu atingerea lui, cu, cu expresia. Vocea. Exact, corect, cu vocea. Exact, cu da. E foarte important. Dar pe mine m-ar ajuta da. mult mai mult să ne dai niște exemple concrete. Din perspectiva ta. Și din perspectiva ta de bărbat, dar și din perspectiva ta de psihoterapeut. Da. Și aici nu aș vrea să nominalizăm mămici tătici. Da. Aș vrea niște exemple clare. Adică, de exemplu, dacă ai spune unei mame, da, și când alăptezi, uite de în ochii bebelușului, mângâi, cântă și nu ai privi privit ca pe o corvoadă sau ca pe o boseală sau ca, ah iar te-am dat să mănânci, acum iar izbier, um -huh. iar trebuie să-ți dau de mâncare. Uh -huh. Haideți să vedem cum am putea să-i ajutăm pe oameni, pentru că trec printr-o perioadă de tranziție, din punctul da. meu de vedere. Da. 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 Mamă, Am bine că am copil wow. mare. Așa. <ră> -a, expert, și am. au nevoie de ajutor. <coughs> încep să se simtă vinovați, încep să se simtă frustrați, încep să se simtă obosiți, pentru că a fi părinte full-time, adică este, cred că, cel mai este, obositor cele mai solicitante și, din păcate, puțin recunoscute social, că și asta da. este o mare frustrare. Adică, uite, încep eu. Da, Din perspectiva mea de părinte, eu, dacă aș putea să iau de la zero acum cu un al doilea bebeluș, pentru mine un timp de calitate ar fi să iau acel bebeluș după mine și să-l integrez în treburile mele. Da. N-am făcut-o la Sofia. A fost, gen copilul să fie acasă pe program, să mănânce, să doarmă, să-l schimb, să-l da, spăl, da, să da, unde da, să ieși mai da, nebunit și ce grătar, și... ce prieteni, ce vizite, ce cumpărături. Apropo de, de asta, timp de calitate înseamnă timp conectat. Ai perfectă dreptate. Pentru că la vârsta asta nu poți să spui că e un receptor foarte nu. fin. Dar este, mai cu decât, noi. dar este cu noi. Și, și atunci nu mai, mai privi ca pe un bagaj. Nu, nu, nu mai privim ca pe un exact. uh, Dacă îți aude și vocea, pentru că ești în în, 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 știu și eu, în treburile tale, uh -huh. dar faptul de a-ți auzi vocea și de a simți că este în contact cu tine prin vocea ta, prin atingerea ta, prin faptul de a ține. Și prin ceea ce faci. Exact. Uite, apropo de tătici, da. în momentul când ei încep să stea în înșezut, eu le-aș recomanda că chiar dacă mama pregătește masa, nu știu, poate tata să le danseze, poate tata mm. să le cânte, poate mm. să se joace cu mânuțele exact. copilului. Exact, exact. Eu, eu chiar recomand asta, pentru că ă, asta cu dansatul și cu cântatul nu spun că ar fi, cum să spun, împărțită pe sexe, dar cred că în același timp că bărbații sunt într-un fel mai apropiați de expresia lor corporală decât de expresia lor verbală în raport cu femeile. Femeile știu să le vorbească mai bine decât bărbații. Asta este, deci trebuie să recunoaștem. Și dacă cumva au vreo dificultate în a se prostii, să știți că asta e nevoie. E nevoie este te și cu copilul tău, e nevoie să te joci, e nevoie să-ți petreci timpul amintindu-ți de, 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 a te lăsa în voie. Corect, da, și da. fără a, a te, stresa și a te gândi, dar ce pe el, dar ce da, știe da. el, dar ce o să ține el minte. Credeți-mă, toți cei care ascultați, mă și că ai spus să includem împreună. <laughs> și cu burtici, că și cu, burtici, vă și cu burtici, da, exact, da, da, da. exact. Că faptul de a fi pur și simplu acolo și în contact și cu atenția orientată către copil este receptat. Își amintește, nu și amintește, v-am spus, e mai puțin important, el va rămâne conectat dacă ai fost conectat în acea porțiune fantastică care este între naștere, mă rog, concepție uh -huh, și un an. Uh -huh. Iar pe plus valoare, pentru că ne-am apropiat de final, le-aș sugera celor care sunt cu burtici sau cele care deja sunt mămici, dar a, au o perioadă de asta de dificultate, oameni buni, comunicați, spuneți-vă dorințele, spuneți-vă doleanțele, pentru că ei nu au cum să înțeleagă și nu pentru că pur și simplu nu sunt antrenați. Nu au acel simț matern Și decât să ajungem la frustrări pe termen lung Sau la discuții E mai bine să spui știi ceva jumătate de oră te rog eu Ieși în parc cu copilul și plimbă-l Și enjoy the moment Mai departe nu trebuie să te intereseze Dă-mi voie să le sugerez încă ceva Dragilor acceptați să aflați, mămicile sunt conectate, au un mare avantaj. Bărbații discută mai puțin despre problema creșterii copiilor. Conectați-vă și voi și schimbați experiență. Ori voi între voi, ori voi cu cineva cu mai multă experiență decât voi. Pentru că și toate lucrurile se învață și noi știm că avem nevoie de competență și câteodată din cauza că ne simțim incompetenți, tindem să nu ne angajăm când de fapt este atâta nevoie de noi. Așa este. Mulțumesc tare mult, Bogdan, și te aștept și data viitoare la Mentații pentru Părinți. Uh, dragilor, dumneavoastră ați ascultat tema timp de calitate între părinți și bebeluși și deși știu că treceți poate printr-o perioadă în care v-ați tura să fie calitate peste tot, sânga dreapta unde vă uitați, de la mezeluri până la propria persoană și noi trebuie să fim calitativi, ei bine, sunt lucruri simple pe care trebuie să le facem și cel mai important este să spunem. Știți cum spun americanii Spirit out! Da. Exact. Mulțumesc tare mult!